Este credința o chestiune de educație, de sentiment, de experiență de viață sau o formă de a ne ascunde frica de moarte? Românii se numără printre cei mai credincioși locuitori ai țărilor Uniunii Europene, arată datele unui studiu recent. Se spune că nimic nu este mai simplu pentru noi decât rugăciunea, dar acest lucru nu trebuie făcut doar pentru simplu fapt că trebuie să ne rugăm. Să-mi spuneți dacă dumneavoastră credeți că oamenii au nevoie să creadă într-o putere divină. Imposibil să nu creadă cineva, deci e obligatoriu. Indiferent ce religie sau ceva, trebuie să creadă ceva. Deci dumneavoastră credeți într-o putere divină? Da. Am înțeles. Să-mi spuneți dacă, dacă dumneavoastră a simțit vreodată că sunteți protejat de o putere divină? De mai multe ori. Da? Da. Ne spuneți și un exemplu? Da. De exemplu, acum 3 ani de zile mi-a luat o casă foc în curte. Și Dumnezeu mi-a ajutat ca să o construiesc din nou. Într-un timp foarte scurt. E adevărat că am epuizat aproape toate economiile care am avut în toată viața, dar cel puțin am fost sănătos. Dar am scăpat cu mine. Da. Credința în Dumnezeu a rămas pentru oameni unica speranță atunci când sunt copleșiți de griji și de probleme. Fără rugăciune, credință în puterea divină și optimism nu ar fi posibil. Spuneți dacă dumneavoastră credeți că oamenii ar trebui să creadă într-o putere divină. Da, cred. Cred și există putere divină, că dacă te rogi la Dumnezeu, de cele mai multe ori ce se realizează. Și rămâi cu impresia asta că e o forță divină. Dumneavoastră ați simțit puterea divină în vreo situație neplăcută din viața dumneavoastră? Am simțit-o. Am simțit-o de 2 ori. Ne puteți da și un exemplu? Păi, m-am îmbolnăvit, regător la asta fac problemă. M-am îmbolnăvit, m-am rugat la Dumnezeu și... mi-a mai trecut. Rugăciunea este cea mai firească mișcare a sufletului smerit, care își recunoaște neputința și aleargă la ziditorul său, Dumnezeu, pentru a lua izbăvire și ușurare în durerile sale. În timpul rugăciunii însă, grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar cu totul. Astfel, devine posibil atât vindecarea psihică și morală, cât și cea fizică. Tot românul nu crede în putere divină, fiindcă orice necazuri ai avea, eu știu, când ai de necaz, tot Doamne ajută-mă. Doamne, ajutați-mă și pe mine. E normal, că vrei, că nu vrei, ultima dată tot ați apelez. Dumneavoastră ați simțit vreodată puterea divină într-o situație neplăcută a vieții dumneavoastră? Da, orice om simte. Ai avut și ba câte un accident, ba câte o chestie și te-ai rugat la Dumnezeu, Doamne ajută. Eu știu că există, că nu există, dar parcă îți dă putere așa să crezi, eu știu, să... E bine să te rogi, e creștinește, e românește, ca să zic așa. Rugăciunea de ajutor pentru sine și pentru semenii tăi scade nivelul hormonilor de stres, reduce tensiunea arterială, durerile cronice, tulburările de somn, anxietatea și îți oferă relaxarea și împăcarea sufletească de care ai nevoie. O rugăciune de ajutor spusă în vreme de necaz sau rostită într-un moment de cumpăna vieții ne ajută să răzbim și să nădăjduim că problemele noastre vor fi rezolvate. Dacă sufletul tău este protejat de Dumnezeu, mai tot timpul găsești fericire incredibilă, adevărată, pură, în lucrurile mărunte. Universul îți este alături și te ajută să ai succes în tot ceea ce îți propui.